Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez bun venit la Bursa de Sănătate. Vom vorbi azi despre doctorii supra-specializați care, odată întorși în țară, descoperă că diplomele nu le sunt recunoscute. De asemenea, vom încerca o incursiune în chirurgia antepiciorului. Invitatul meu de astăzi este dr. Marius Uscatu, chirurg antepicior. Bună ziua și bine ați revenit în platoul nostru, domnul doctor. Bine am regăsit, cu mare drag. Așa, dar despre doctorii supra-calificați să vorbim. Sunteți un astfel de specimen. Modestie. Ca să spun acest lucru, dar e un paradox, nu? Face o supra-specializare, ca să înțeleagă oamenii, în Uniunea Europeană, nu în America, nu în Statele Unite, pentru că acolo avem alt regim, alte criterii. Unde ați făcut supra-specializarea? Dumneavoastră în Franța și alți colegi de-ai dumneavoastră pe o supra-specializare. Franța, Germania, Anglia. Care în România nu există nomenclatorul de meserii, probabil, la ora aceasta. Cum stau lucrurile? La ora aceasta lucrurile stau un picuț blocate pentru că am mai avut încă o tentativă în toamna anului trecut, fiind chemat personal de către ministru la o discuție pentru că a apărut iarăși în presă aceste știri despre problema ultraspecializărilor din Occident. Și am început un demers, însă demersul s-a blocat pentru că această comisie de ortopedie a ministerului a considerat discuția definitiv închisă, pasând responsabilitatea către colegii medicilor care a elaborat un răspuns abracadabran, după care, de fapt, noi nu avem nevoie de aceste supra-specializări și dacă tot le avem, de ce să le recunoaștem? Mă rog, un răspuns... De care n-ați înțeles nimic, dar haideți să explicăm un pic. V-a chemat ministrul Bănicioiu. De ce v-a chemat? V-a chemat cum? V-a dat telefon? V-a scris un e-mail? Cum nu, prin consilierii lui. Prin consilierii lui. Un consilier v-a sunat, da. Și v-a chemat la Ministerul Sănătății, a discutat cu consilierul sau cu exact, el? Numai cu consilierii, nu m-am văzut direct, nu mă cunosc cu ministrul, dar evident că din discuții ulterioare și din ce mi-a ajuns la urechi, problema a ajuns una deosebit de importantă. El pretextând permanent și față de soția mea cu care a discutat personal, că de fapt este o poziție a Comisiei de Ortopedie formată din mari somități în domeniul ortopediei. Cine conduce această Comisie de Ortopedie? S-a schimbat. Comisia de Specialitate. Comisia de Specialitate a Ministerului Sănătății, care s-a schimbat atunci cu scandalul când a fost în primăvară, apropo de conflictul de interese. Conflictul de interese între cei care conduc comisiile și cei care aprobă medicamentele care se comercializează pe piață. Adică aproape toți acești, ca să explicăm și acest lucru, oameni care sunt personalități, profesori, care sunt în aceste comisii, au contracte de cercetare, probabil, exact, cu companiile de medicamente, exact, iar ei trebuie să le aprobe niște medicamente care, exact, intră pe listele de medicamente plătite, da, de stat, subvenționate. Da. Ceea aprobă... ce e clar, un conflict uriaș. Categoric, de... Categoric. N-avem ce discuta aici. Și în primăvară s-a pus în aplicare, pentru că era un ordin din 2009, apropo de acest conflict de interese, mă rog, s-a pus în aplicare și comisiile s-au schimbat cu desăvârșire, însă problema a rămas. Comisia refuză să ia în discuție încă o dată, nu atât necesitatea sau nu a recunoaștere unei diplome, cât posibilitatea teoretică și practică de a înființa un asemenea învățământ în România, pentru că problema nu este persoana mea. Eu la ora actuală am un nume și știu eu o situație din punct de vedere al numelui, însă e vorba despre alți colegi care ar vrea să vină din Occident să poată practica în România un domeniu de nișă cum este acel al meu. Sunt și alte domenii și sunt împiedicați de faptul că aceste ultra-specializări nu sunt recunoscute. Și atunci eu am încercat să înființez un asemenea învățământ în România. Evident că au luat foc toți membrii comisiilor de ortopedie și toți cei din jurul meu, colegii ortopezi, cu răspundere în comisii și în colegii medicilor, pentru că, de fapt, e vorba despre concurență. Dar, din câte știu eu, noi avem niște acorduri cu Uniunea Europeană în care tot ceea ce se întâmplă la Paris, de exemplu, ar trebui să fie recunoscut automat și în București. Sau tot ceea ce se întâmplă în București este recunoscut și la Londra sau la Viena. Adică povestea asta cu supra-specializările pare un pic așa lipsită de bună credință sau, pentru că lucrurile nu se preleagă. Ce se întâmplă, ce de se fapt? Întâmplă? În ultimul răspuns pe care l-am primit din partea colegiului medicilor, ei pretextau că nici în Franța nu există nomenclatorul meseriilor medicale, știu eu, chirurg de antepicior sau chirurg de mână,
Și de asemenea, faptul că aceste supra-specializări, inclusiv în Franța, asemenea diplome, asemenea studii, sunt într-o continuă mișcare, apar, dispar, nu au o vocație și nu au o reputație suficientă, eludând problema de bază, faptul că în România există asemenea competențe, cum ar fi în domeniul nostru chirurgia mâinii, sau chirurgia spinală, sau ortopedia și traumatologia sportivă. Sunt anumite competențe care sunt recunoscute și eu am îndrăznit să-i întreb cu ce este mai important în economia situației, știu eu, competența în chirurgia mâinii față de competența în chirurgia piciorului. De ce nu am putea înființa în România o asemenea supra-specializare? Răspunsul este evident, pentru că nu ar avea nimeni în România background-ul și posibilitatea de a fi lector în afara mea, cu care ei au un se creează până la urmă competențe, da, să, tot pentru ei, pentru evident, anumiți oameni, evident. Dar ar trebui să dați un alt examen ca să aveți, eu știu, în chirurgia mâinii după capul lor? Întreb și eu așa, pe înțelesul meu. A fost o situație comică. Adică v-ar pune să dați alte examene? Sunt curioasă până unde ajung toate aceste lucruri. Pentru a da un examen trebuie să existe un examinator. Ori a fost o situație comică, în luna iulie am avut un curs la care am fost invitat la o facultate din provincie, un curs de chirurgie a piciorului, unde am fost doi lectori, și anume președintele Asociației de Chirurgie a Piciorului din Spania, care a ținut o zi cursul respectiv în fața 100 de ortopezi. A doua zi am fost eu. Ei bine, cursul respectiv s-a finalizat printr-o diplomă de formator în chirurgia piciorului eliberată de această universitate și în momentul în care am cerut recunoașterea în fața ministerului acestei diplome, au explodat spunând că așa ceva nu este posibil și eu că nu am calitatea să fiu lector în fața unor profesori universitari, pentru că în public au fost profesori universitari de ortopedie care au venit să învețe de la un medic specialist care nu are niciun grad didactic. Paradoxul este că vă invită în afară la diverse congrese. Sigur. Și aveți această calitate. Sigur. În țări cel puțin la fel de civilizată ca noastră, dacă nu și mai civilizată. Evident. Lucrurile astea se întâmplă foarte simplu în Franța, spre exemplu, sau în Spania, în orice țară civilizată, unde orice medic cu o competență într-un anume domeniu poate fi lector formator, poate să învețe pe alții cu 5 clase peste în materie didactică sau știu eu, norme, știu eu, grade profesionale. Nu contează gradele profesionale, că ești profesor sau lector sau conferențiar. Acolo contează fiecare ce știe și ce îi poate învăța pe aceștia, pe toți colegii din jur. Am fost curioasă înainte de emisiune când m-am documentat și m-am uitat ce se întâmplă la Bruxelles, în spitalele din Bruxelles, cu specialitatea dumneavoastră. Am văzut că sunt decontate. Deci, ori exista nomenclatorul serviciilor, ori exista, în sisteme sunt decontate de casele de asigurări. La fel se întâmplă și cu oftalmologia plastică, iar o supra-calificare. Deci, toate acestea, totuși, oamenii aceia pot să profeseze foarte bine și nu contează dacă există un vid în codul muncii sau nu există. De fapt, trebuie să recunosc, nu ne împiedică nimeni să profesăm în acest domeniu ultra-specializat. Problema însă ține, vă spuneam, despre posibilitatea unor colegi care sunt la ora actuală în Europa și care ar dori să se întoarcă în România. Deci puteți să profesa în domeniul privat, pentru că nu se va deconteze nimeni în sistemul public. Nu are legătură cu decontarea. N-are legătură, nu. Decontarea, lucru? Dacă vreți, serviciile medicale în România ține de o negociere care are loc între Casa Națională de Asigurări și conducerea unui stabiliment privat. Prin urmare, faptul că știu, operațiile mele nu sunt decontate, se datorează faptului că spitalul privat, în legătură cu casa de asigurări, nu a obținut decontarea serviciilor. Sigur, asta e opțiunea operatorului privat. Evident, nu pentru este că sunt alte stabilimente private în România care decontează operații în chirurgia piciorului. Iar este un paradox. Este un paradox. Adică nu le recunoști, dar le decontezi. Exact. Iar Colegiul Medicilor înțeleg că nu creditează aceste cursuri, deci nu se obțin acele MC-uri specifice, are nevoie medicul de aceste credite ca să poată să profeseze în continuare, să-și țină dreptul de liberă practică. Culmea ironiei este că acel curs despre care vă pomeneam că am fost lector și am predat unei mase de 100 de ortopezi de diverse grade profesionale, a fost creditat cu un număr important, inclusiv eu pe diplomă am
credite foarte importante, un număr de puncte foarte important. În funcție de numărul de cursuri, sigur, că așa se face creditarea. Da. Nu e nicio... Dacă sunt multe cursuri, sunt multe credite. Da. Însă rămâne paradoxul scris negru pe alb în răspunsul ministerului că nu poate un lector formator să aibă un grad didactic mai mic decât cel pe care îl formează. Asta a fost, dacă vreți, argumentul major prin care mi s-a refuzat orice cale de dialog în recunoașterea acestei diplome de specializare. Faptul că eu, nefiind profesor universitar sau nefiind un grad didactic, nu pot să-l învăț pe profesor universitar care poate că nu a avut timp să acumuleze cunoștințele din acest domeniu, și au fost în sală doi profesori universitari care și-au recunoscut limitele în acest domeniu și care îmi trimis la ora actuală pacienți, recunoscând cu fair play și cu demnitate, uite, eu în domeniul acesta nu mă pricep. Și oameni care își cunosc evident limitele, evident, chiar profesori fiind. N-aș vrea să dau nume, sunt cel puțin două cazuri dintre oameni cu care mă cunosc și cu care discut la telefon cu plăcere și care au recunoscut, într-adevăr, nu ne pricepem în acest domeniu și nu avem pretenția să ne pricepem, și atunci nu atingem cazuri din acest domeniu știind că există cineva care teoretic și practic poate să le trateze la un alt nivel. Păi, haideți, domnul doctor, să încercăm să definim chirurgia antepiciorului. Ce înseamnă această chirurgie? Să, din ce am înțeles eu, se referă mai ales la tratamentul monturilor. Sigur. Nu mai monturi, tot ceea ce acum eu înțeleg de ce chirurgia antepiciorului este un soi de cenușărea sau ortopediei. Atâtea implanturi, transplanturi și veniți dumneavoastră cu tratamentul monturilor. Sigur. Este peste tot în lume, să știți, o cenușărea sau ortopediei, din mai multe motive. Este un domeniu extrem de nou prin procedeile chirurgicale care a fost descoperite numai în ultimii 20-30 de ani și care se schimbă permanent. Este un procedeu, un teritoriu unde nu prea se câștigă foarte bine, nici în Occident și nici la noi. Se câștigă de pe urma unei proteze de șold, știu eu, de 10 ori mai mult decât pe urma operației unui mont. Și atunci, vrând nevrând, ortopezii se... știu, delimitează de acest teritoriu, încercând să facă lucruri mai, știu eu, mai practice, mai pragmatice, financiar. Păi, eu acum nu vreau să împroșc cu noroi, dar știți cum e, o proteză de șold câștigi și de la pacient și câștigi și de la furnizorul, cel care îți dă proteza. Asta se întâmplă, așa se întâmplă pe scară rulantă. Da, și poți să intre toți procurorii anticorupție, că nu vor reuși ei să vadă exact cum fac ei de contările. Sigur. Dar să știți că este un lucru general în lume, această chirurgie este o cenușăreasă pentru că este o chirurgie complexă, o chirurgie nu cu foarte multe satisfacții, pentru că trebuie să o faci suficient de bine încât să nu ai multe eșecuri. Ori la ora actuală, dacă este să o comparăm, în România rata de eșec a acestei chirurgii este undeva peste 95%. Fiind singurul care faceți o astfel de chirurgie și aveți un scor, este un scor european comparabil cu țării europene, scorul acesta al dumneavoastră? Sigur că este greu de discutat despre realizările proprii, însă pot să spun că se încadrează... Pe cifre vorbim pe cifre, acum. Pe cifre. Se încadrează în scorul cel mai înalt din Europa, care este cel francez, undeva între 90-95% rată de succes, față de o medie de, să spunem, 20-30% în Statele Unite, care sunt topul medicinii mondiale. Doctorii sunt buni, doctori buni sau doctorăi, în funcție de rezultatele lor clinice. Sigur. Acest lucru este valabil oriunde în lume, și în Statele Unite, și în Bangladesh, și în România. Dacă aveți rezultate bune, pe cifre, clinice, pentru că aveți fișe medicale conform standardelor în vigoare, conform legilor românești, atunci este paradoxul și mai mare că astfel de specialitate nu este încă nomenclatorul de meserii. Dar nomenclatorul ăsta de meserii ce trebuie să faceți? Să dați în judecată Ministerul Sănătății să recunoască această specialitate și apoi să fie înscrisă în nomenclatorul de meserii? Vă întreb așa, cum ar trebui făcut? De fapt, demersurile mele nu merg în ideea înființării unei meserii ca atare.
ci mai mult la ora actuală în ideea înființării unei specializări în România, pentru a da posibilitate. Și asta am văzut la cursul de la, pe care l-am susținut în luna iulie. O specializare medicală. O specializare medicală, o ultra-specializare. Cum e ecografia de șol, de exemplu, exact, care este ultra-specializare, exact, ca să, da, există astfel, exact, de și nișă. Asta ar da posibilitatea și altor ortopezi să își crească oarecum competența, făcând, știu eu, cum se face, cum am făcut eu în Franța, e un curs complex care presupune 4 ședințe de seminarii care durează câte 3 zile fiecare. Presupune, de asemenea, stagii lângă autori, lângă chirurgi consacrați. Cel puțin 2 săptămâni trebuie să stai zi de zi lângă chirurgul respectiv, să vezi cum operează și sunt lucruri obligatorii și verificabile. Cursul se sfârșește printr-un examen foarte dur, un examen eliminatoriu, și printr-un memoriu, reprezintă o lucrare originală. Eu am fost obligat să... O lucrare originală în România? Nu, o lucrare originală în lume. Trebuie să descrii un procedeu chirurgical, să mă precizez. Iertați că râd. Nu, credeți-mă dumneavoastră că... ați făcut lucrul acesta pentru că v-a obligat este... pasiunea, devotamentul și pentru că asta e sistemul. Asta este sistemul. Dar o lucrare originală în România... făcută de doctor, chiar de profesori. Da, este puțin rezibil. Și vă spuneam că am fost obligați fiecare dintre cursanți să facem, să găsim un subiect care nu a fost abordat și să încercăm prin puterile noastre să alcătuim o memorie nu foarte lung, 25 de pagini, și credeți-mă că am fost obligat să gândesc la un lucru care nu a fost gândit până atunci. Și să traduc din minuscula bibliografie care exista în lume, să caut 6 luni de zile bibliografie și să traduc instantaneu din engleză în franceză, chiar dacă stăteam foarte prost la capitolul engleză. Finalmente a fost o lucrare, zic eu, ok, nu strălucitoare, nu a luat niciun premiu, dar este un punct de la care se pleacă în gândirea unor clinicieni, a unor chirurgi. Uite, cineva s-a gândit la subiectul respectiv, l-a dezvoltat, a alcătuit bibliografia în domeniu, ceea ce este o muncă enormă și constituie un punct de referință pentru gândirea și pentru practica altor chirurgi. Este foarte important să ai satisfacția că munca ta este folosită judicios de către alți colegi chirurgi. Domnule doctor, poate nu știți, dar așa se face inovația. Poate vă consolează acest lucru. Inovația, doctorii inovatori au avut de plătit un preț în România. Dumneavoastră îl plătiți. Tocmai și bănuiesc că veți câștiga într-un final lupta aceasta absurdă cu autoritățile. Veți găsi până la urmă și la nivelul Ministerului Sănătății niște oameni care să înțeleagă că este înspre binele pacienților, ca să aibă mai mulți chirurgi care știu să facă acest lucru. Au de la cine să învețe. Nu este mare filozofie, deși văd că este. De câți ani durează această... Este o bătălie care durează bătălie. De 8 ani de zile de când m-am întors din Franța. Și de 8 ani de zile? Cruntă. E o bătălie cruntă. Deja sunt la minister, nu vă spun când mă difică, dar când mă duc cu un memoriu, sunt privit așa oricum ca un fel de extraterestru care aterizează și mai depune un memoriu în... Îmi dau seama, sens. Știți că miniștrii vin și pleacă, dar funcționarii de acolo sunt aceiași, aceleași scaune de 20 de ani, mă rog, unii da. S-au mai pensionat, dar mulți sunt acolo și lucrurile de aceea rămână schimbate, exact. Nu atât din cauza miniștrilor, nu că le-aș găsi o scuză, pentru că ei au puterea politică de a schimba și executivă de a schimba lucrurile, dar nimeni nu face. Nici la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, unde au rămas aceiași oameni pe direcții și pe audit, ceea ce e foarte important. Cum să faci tu audit când tu ai atâtea probleme ale interese tale? Interese în domeniu. Și atâtea interese în domeniu. Dar să depășim acest lucru și să revenim la monturile dumneavoastră. Și să mergem în sala dumneavoastră de operație. Bănuiesc că e foarte bine dotată cu tot ce se poate. Ce aveți nevoie? Un bisturiu? Ce aveți nevoie? Nu, aveți... Sunt unelte specifice. Este o consolă care cuprinde niște motoare pentru tăiat găurit osul. Sunt niște instrumente, să zicem, de top. Nu sunt foarte scumpe. Foarte multe din aceste instrumente există în orice spital de stat. Deci aici nu este o instrumentație extrem de scumpă. E adevărat că ceea ce folosim zilnic, șuruburile și materiale de osteosinteză sunt destul de scumpe. Destul de prohibitive. Ce înseamnă osteosinteză? Adică ce presupune acest lucru? Șurubele metalice,
care fixează fragmentele osoase tăiate, pentru că chirurgia montului înseamnă să tai osul deplasat pe din două și să deplasezi fragmentele, să le fixezi în vederea alcătuirii unui nou os, pentru că practic ceea ce obținem în urma intervenției chirurgicale este un nou os, care seamănă oarecum cu acela care exista înaintea începerii deplasării lui. Dar văd că aici înseamnă și abilități de microchirurgie sau chiar de chirurgie plastică și recuperatorie. Da. Până la urmă, reconstruiți, da. Refaceți. Sigur. Și atunci înțeleg că aceste șuruburi trebuie să fie foarte bine, foarte performante și bine tolerate de organism. Sunt bine tolerate pentru că sunt din titaniu. Un material care și-a dovedit perfecta integrare în os. Nu îl respinge organismul. Niciodată. E un metal, titanul, care este, am văzut și la implanturile dentare și la multe alte proteze până la Sigur, urmă. Sigur, material revoluționar, există... revoluționar. Firește că asemenea implanturi sunt destul de scumpe și de prohibitive pentru, să spunem, spitalele de stat care au de ales. Și aici eu înțeleg atitudinea lor, pentru că a alege între o proteză care știu eu costă 1000 de euro, proteză de șol sau de genunchi 1000 de euro, și alege o proteză sau știu eu 20 de șuruburi cu care operez 7 monturi, e o alegere care trebuie făcută. Într-o instituție publică, până la urmă, probabil costurile sunt mai mici, pentru că ar trebui să acopere o gamă mai mare de bolnavi și atunci achizițiile se fac și în funcție de preț, mă gândesc. Nu, pentru că, din experiența mea personală, în spitalele de stat, produsele identice au prețuri mai mari decât în spitalele private. Dar câtă, până la urmă, risipă de resurse pentru niște monturi. Iar revin la aceste monturi, însă pentru femei, nu, ele sunt clientele dumneavoastră, de obicei, e o problemă foarte serioasă, care devine, uneori nu se pot încălța, alteori nu pot merge. Când trebuie o femeie să ajungă la medicul specialist pentru un mont? Pentru sau dacă își dă seama dacă e mont sau nu? Există uneori confuzia între mont și ceea ce se numește artroza, distrugerea articulației degetului mare, hallux rigidus. E o diferență majoră, ele seamănă între ele, însă gradul de urgență este net diferit. Pentru că în cazul monturilor, femeile pot aștepta sine die perioade de zeci de ani de zile cât durează evoluția, pe când în cazul distrugerii articulației, adică așa zisului hallux rigidus, problema este mult mai urgentă, pentru că se pot practica anumite intervenții chirurgicale, să spunem preventive, la timp, până nu este articulația total distrusă. În momentul în care este total distrusă, intervențiile nu mai au aceeași eficacitate. Și atunci gradul de urgență depinde de fapt de situația care este analizată clinic. Este suficientă o examinare clinică, fără radiografii, fără nimic, din partea unui, să spunem, cunoscător. Când facem această examinare, evident când pacienta prezintă o suferință, pentru că de obicei ajungem la medic când ne ajunge cuțitura os. Și mai ales noi românii care suntem obișnuiți. Când nu mai putem de durere. Când exact. Lucrurile sunt probabil destul de complicate. Pentru că, de fapt, nu suntem obligați. Sistemele occidentale, și dacă este să privim sistemele de sănătate scandinave, sunt foarte evoluate, pentru că acolo există un filtru permanent. Nu ai dreptul să întârzi prezentarea la doctor, știu eu, pentru o durere de șold. Pentru că acea cheltuială urmată, ce o plătești tu, ca este, să știe... este mai mare pentru sistem dacă pacientul amână cu un an sau doi sau trei prezentarea la medic, sistemul cheltuiește de 3-4 ori mai mult pentru o intervenție mai complexă, în loc să cheltuiască o sumă mai mică pentru o intervenție făcută la timp. Și atunci sistemul medical impune tuturor asiguraților controle periodice, știu eu, în care se realizează un control sumar. Da, și uite cum s-ar realiza și prevenția. Foarte simplu, obligând cetățenii asigurați, da. Pentru că la noi toți cetățenii au asigurare publică, toți. Toți cei care au asigurare, au asigurare publică. După aceea, complementar își fac asigurării private, pentru că nu avem legiferat foarte bine acest domeniu. Nu este deloc legiferat. Și atunci, probabil, compania le dă bonus niște pachete de la o clinică medicală, sau mergi tu pe cheltuiala ta la clinica medicală când nu-ți mai pasă dacă ești asigurat în sistemul public, exact. Că îți plătești pur și simplu acest lucru. Da. Însă, diagnosticarea monturilor, deci e foarte important să se pună un diagnostic corect, pentru că poate fi vorba de o afecțiune gravă, chiar Sigur. Foarte gravă. Sigur. Deci nu e vorba de un mont. Da. Deci, la cine merge pacientul? Pentru că și asta e important. Dumneavoastră sunteți în București,
Oamenii sunt la Sibiu, la Galați, ca să nu mai zic prin vârful muntelui. Vreau să vă spun că la ora actuală în România pacienții sunt destul de informați și nu se duc neapărat la un centru anume universitar. Întâi încearcă să intre pe mijloace electronice de informare. O simplă căutare, știu, o dau peste un specialist sau peste altul, uneori peste mine, alteori peste alt coleg, și vin destul de informați și destul de bine orientați. Asta pentru că dumneavoastră v-ați făcut un PR foarte bun. Acest lucru, însă asta spun, repet, la ce medic ar trebui să meargă? Se duce la medicul de familie prima dată. Sigur, în mod normal, medicina ar trebui să urmeze în comună, acest nu știu. Drum. Medicul de familie să-și cunoască drumul către medicul specialist. Ca să-și dea seama că e un mod sau e altceva, ca să realizeze medicul cineva. Medicul de familie nu va reuși niciodată să facă deosebirea între un mont și un halux rigidus, pentru că nici măcar medicii specialiști, ortopezi, generaliști, uneori nu reușesc să facă această diferență. Atunci un reumatolog ar fi mai potrivit nici pentru ei? Nici măcar un reumatolog. Atunci la cine ar trebui să meargă acești oameni care la au o problemă? Medici, la picior, la degetul de la, la degetul mare de la picior. La medicii supra-specializați în acest domeniu, care ar trebui să fie mai mulți. În Franța există de ordinul sutelor. Sunt foarte mulți medici ultra-specializați și dedicați acestei zone. Sunt cunoscuți în fiecare oraș, există câte 2, 3 sau 4, prin urmare drumurile sunt destul de bine organizate, iar medicul de familie știe să gestioneze acest lucru. Ai o problemă de mont, medicul de familie o recunoaște imediat, te trimite la specialistul cel mai aproape de tine și sunt foarte mulți în Franța. Aici lucrurile stau clar. N-avem medici, nu avem decât pe dumneavoastră și unde să-i trimită. Dar, iar niște chirurgi nu pot fi formați peste noapte, mai ales când n-ai nici cadrul legislativ sau cadrul executiv, hai să-i spunem, că n-avem nevoie de o lege pentru asta, o lege anume. E destul acolo o corectare și un pic de bunăvoință. Dar vă propun să vorbim după pauză de publicitate, continuăm discuția. Am revenit în platoul emisiunii Bursa de Sănătate. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi este doctorul Marius Uscatu, chirurg antepicior. Am vorbit, domnul doctor, în prima parte despre problemele dumneavoastră cu autoritățile în recunoașterea acestei supracalificări pe care o aveți și ați demonstrat că este o supracalificare importantă. Pacienții vin înspre dumneavoastră, chiar dacă sunteți singurul chirurg din România specializat în chirurgia antepiciorului, supra. Calificat în chirurgia antepiciorului. Mi-e greu și mie să spun atâtea cuvinte, însă aș vrea să epuizăm un capitol pe care l-am încheiat în partea întâi și circuitul bolnavului în sistem. Deci aici e clar, nu prea unde să meargă, dar el se duce la medicul de familie, de obicei. Un bolnav, mai ales în țară, pentru că lui se adresează primul. Ei, medicul de familie, când are monturi sau poate să aibă o afecțiune gravă, am vorbit despre acel lucru, îl trimite, pentru că vede un mont acolo, îl trimite la dermatolog. Este bine? Medicul dermatolog știe ce să facă cu acest pacient? Din păcate, dermatologul nu are nicio contribuție pentru că nu este o problemă dermatologică, este o problemă ortopedică, este un os care și-a schimbat poziția. Nu este un neg sau o formațiune apărută sau o bătătură, până și bătăturile trebuie tratate nu de către ortopezi. E o mare problemă cu care mă confrunt. Astăzi am avut un pacient tratat, din păcate, în spital din provincie, pentru o bătătură, i s-a îndepărtat bătătura și a făcut o plagă imensă cu care se confruntă de un an și jumătate. Și de atunci i-a făcut-o dermatologul, nu? I-a făcut odată dermatologul, odată chirurgul și odată încă un chirurg plastician. Lucrurile mergând din rău spre mai rău. Că pur și simplu au tăiat bătătura și au făcut o plagă care nu se mai vindecă. Exact, nu se va vindeca câtă vreme pacientul va călca pe această zonă. Este păi un lucru foarte are frecvent. De ales, evident. Are de ales, pentru că în momentul în care dă peste un specialist care recunoaște cu adevărat problema,
și mai ales cunoaște tratamentul, evident că lucrurile se vor rezolva de aici încolo într-o lună de zile, făcând ceea ce trebuie să facă, respectiv să nu atingă deloc solul cu zona respectivă. Este greu să cerem acest lucru unui dermatolog pentru că nu are cum. Păi, și atunci nu e un caz de malpraxis, clar, în ceea ce mi-ați spus? Foarte greu de judecat. Sau așa a învățat el și există un ghid terapeutic? Există ghiduri terapeutice, există ghiduri terapeutice și în toate tratatele dermatologice și de chirurgie plastică, bătăturile sunt considerate a fi dăunătoare și trebuie excizate. Este împotriva logicii elementare. Medicina modernă ne spune, pentru că ați învățat acolo, da, unde se face medicina așa cum trebuie, da, că nu avem voie să ne atingem de bătături, evident, și să curățăm foarte bine sau să ardem foarte agresiv. Nu trebuie să atingem bătătura, pentru că bătătura este o mănușă a piciorului. În momentul în care îndepărtăm mănușa de protecție, rezultatele sunt unele catastrofale. Din păcate, m-am confruntat cu pacienți veniți din toată lumea, din țări civilizate precum Italia, Franța, Spania, Statele Unite, Israel, Japonia, Australia, și chiar și acolo au suferit îndepărtarea bătăturii pe care chirurgicală sau dermatologică cu niște rezultate înfiorătoare. Vă spun, suferințele sunt cumplite. Să revenim la pacientul nostru, da, care se duce, nu mai ajunge la dermatolog, îl trimite la ortoped. Ortopedul știe ce să-i facă dacă are un mont. În modul teoretic, da. Și așa cum spun autoritățile noastre, practic orice ortoped ar trebui să știe să opereze monturi. Din păcate, lucrurile nu sunt deloc simple, pentru că operațiile la ora actuală sunt din ce în ce mai perfecționate, mai dedicate și, în special, monturile, să spunem, mai severe, nu pot fi gestionate oricum. Dacă nu operezi un picuț sărind peste limitele normalității, intrând deja în limitele supranormalității ale supracalificării, nu vei reuși să corectezi eficient deformația. Rezultatul este un eșec. Eșec usturător pentru pacient, pentru că îi distruge o perioadă lungă din viață. Și atunci ortopedul ar trebui să înțeleagă că o deformație, să spunem, redusă, minimală, poate fi tratată, și am văzut cu mâna pe inimă, vă spun, multe paciente operate corect în România de monturi. Multe paciente operate corect. Și am tăria și puterea și să recunosc acest lucru. Însă, deformațiile foarte severe sunt dificil de tratat. Deci, dumneavoastră spuneți că înainte de a-și alege medicul, chirurgul, ortoped, pacienta trebuie să se informeze, să aibă un feedback foarte bun asupra rezultatelor acelui doctor. Preferabil. Pentru că poate să-și compromită piciorul pe viață. Exact. Deci va rămâne cu o mică invaliditate. Ce să mai... O mică mare invaliditate, cu multe neplăceri, pentru că nu te omoară un astfel de lucru, dar te poate... Distruge calitatea vieții. O distruge cu siguranță, sigur că da, dacă nu mai poți merge. Sau mergi din ce în ce mai greu. Din ce în ce mai greu, da. Nu poți purta orice fel de încălțăminte, mă gândesc, adică lucrurile stau pe viață. Se mai poate repara o greșeală din această chirurgicală? Depinde de ceea ce s-a făcut în prima etapă, pentru că la ora actuală pot să spun că dintre pacienții mei cam 25-50% sunt pacienți deja operați în antecedente. Mi-ați spus că există, în prima parte, că există, e foarte important diagnosticul montului, pentru că poate fi o afecțiune mult mai gravă. Ce se întâmplă dacă nu este identificată această afecțiune și spune, ai un mont, stai liniștită acasă? Lucrurile evoluează cu o durere teribilă, pentru că artroza, distrugerea acestei articulații, evoluează cu durere, ceea ce nu se întâmplă în cazul montului. Pacientul poate sau nu suporta această durere, cert este că odată cu trecerea anilor, situația evoluează către un stadiu, să spunem, ireparabil, în care suntem obligați să practicăm niște operații mutilante, în care îndepărtăm articulații, în care facem blocarea acestei articulații. Nici acolo nu este o catastrofă, însă este o situație bine de a fi evitată și poate fi evitată printr-un diagnostic corect la timp. Și am văzut că monturile nu se pot corecta cu laser sau cu orteze. Aici am văzut, de fapt, că înainte Ministerul Sănătății chiar deconta niște orteze. Da. Și ați obținut iar o bătălie pe care ați purtat-o tot dumneavoastră. Așa este. Și s-a renunțat la această absurditate. Da. Culmea ironiei este că am făcut un memoriu în luna octombrie în care argumentam științific
și încercam să conving Ministerul Sănătății, respectiv Casa de Asigurări, să renunțe la compensarea acestor produse, acestor orteze. Erau și compensate, da. Și subvenționate. Subvenționate. Deci nu decontate doar din, da, din spital. O absurditate, un lucru absolut interzis, da, înțeleg. Da. Ei bine, primul răspuns din partea agenției care se ocupă, Agenției Naționale a Medicamentului și a Produselor Medicale, a fost unul halucinant, și anume că aceste produse sunt utile, și descria un studiu obscur al unei asociații obscure în care se demonstra oarecum utilitatea acestor dispozitive la anumite vârste și anumite deformații. Evident că am fost obligat să depun o nouă documentație mult mai, să spunem, puternică și, aș spune, un pic mai agresivă științific, în sensul în care prezentam un număr de mii de pagini și mai ales să mă puneam la dispoziție cu toată bibliografia existentă în lume, și nicăieri într-o bibliografie serioasă nu vom găsi vreun cuvânt scris despre utilitatea acestor orteze. Ei bine, și le-ați trimis această bibliografie? Le-am trimis această bibliografie. N-a citit-o nimeni. N-a citit-o nimeni pentru că această bibliografie este greu accesibilă. Eu pot să spun că am, fără, asta este meseria mea, am tot ce s-a publicat în domeniu în ultimii 20 de ani în lume, reviste, tratate, tot ceea ce înseamnă, cu o cheltuială foarte importantă, dar o pot consulta și pot oricând să fac o... Cheltuială care ați făcut-o pentru dumneavoastră, dar care v-a permis să progresați și evident, să fiți acolo unde sunteți, evident, din punct de vedere profesional, pentru că vă caută pacienții. Și acest, sigur, lucru, v-am spus și în prima parte, îi spune unui doctor dacă este un doctor bun sau nu este. Până la urmă, adresabilitatea este cea care contează. Desigur, și calitatea îngrijirii pacientului este cea care contează și mulțumirea, gradul de satisfacție al pacientului este, de fapt, indicele final al profesionalismului, pentru că nu este în ceea ce te lauzi tu că faci, ci în ceea ce pacientul vine la tine și îți mulțumește după ani și ani de zile, o satisfacție deosebită pe care nu o întâlnim în alte meserii. Este, păi, ceva... nu este o glumă când o femeie își recapătă, eu știu, partea estetică e foarte importantă pentru o femeie. Desigur. Deci dacă estetic piciorul ei arată mai bine sau puțin mai bine, ea sigur că va fi mulțumită. Desigur, desigur. Desigur. Știu că acest lucru nu contează pentru majoritatea bărbaților, de exemplu, dar pentru o femeie contează mult să vadă și un picior, desigur, să-și vadă ea piciorul frumos, desigur, nu atât cât să îl vadă. Face parte din look, face parte din concepția femeii despre înfățișarea ei, este un lucru și foarte important. Și din siguranța ei, de și din siguranța cu de sine. Da. Și acest lucru este, da, foarte, foarte important. Da. Dar să revin la orteze, ele se mai vând în comerț? Ele se vând în comerț, încă nu am reușit, dar sunt în curs de a reuși și cu siguranță că se va întâmpla acest lucru, să reușesc interzicerea comercializărilor, pentru că ele rămân produse destructive pentru sănătate. Doamnelor, nu cumpărați orteze pentru monturi, pentru că vă fac rău, nu vă fac bine. Distrug articulația, determinând transformarea unui mont banal, care ar putea fi amânat de la tratament 10-10 de ani de zile, într-o artroză, adică într-o distrugere a articulației, ceea ce ar necesita un tratament mult mai grabnic. Deci nu numai că nu evităm o intervenție chirurgicală, așa cum ne-am gândit aparent, dar îi grăbim foarte mult apariția acestei intervenții chirurgicale. Am încercat inclusiv în ultimii 10 ani de zile să discut cu producătorii europeni acestor produse. Mă lovesc de un baraj pentru că e vorba despre bani foarte mulți la mijloc. Evident, și ei vor continua producția și vor continua atâta vreme producția, cât au susținători și cumpărători. Și nu vor fi obligați să probeze eficacitatea. În România există ceea ce se numește dosar de produs. Și aici mi-a fost adus în momentul în care am cerut eliminarea compensării acestor produse, mi s-a argumentat cu unul oarecare dintre produse că ar fi mai modern, că ar, respectiv catalogul produsului ar fi ceva ok. Am demonstrat că de fapt nu este așa, dar nu suficient de puternic încât să putem interzice comercializarea acestor produse destructive. Este provocarea mea în perioada următoare și asta o spun public, nu niciun fel de problemă. Va fi o bătălie cruntă pentru că am împotriva mea producători europeni. Producători care probabil vă vor da în judecată pentru orice fel de afirmație. Nu. Atâta, nu? Nu s-a întâmplat acest lucru? Nu s-a întâmplat acest lucru pentru că, de fapt, ei nu au un studiu științific în spate care să probeze eficacitatea acestor. Este exact ceea ce se întâmplă. Au avut ghinion atunci cu dumneavoastră. Au avut ghinion. Se întâmplă acest lucru în cazul suplimentelor alimentare.
Diferența între medicament și supliment alimentar este faptul că suplimentele alimentare nu au în spate un studiu științific, nu sunt probate efectele benefice pe un număr de pacienți, pe un număr de ani. Și atunci producătorii nici nu au nevoie ca să facă acest lucru, pentru că ele sunt avizate și autorizate ca supliment alimentar, exact. Nu sunt ca medicamente, exact. Dar ele sunt vândute, marketingul lor este cablat pe medicamente. Exact. Aici e o mare problemă, dar e una globală, în nu este lumea. Doar a României. În toată lumea, da. Iar gândiți-vă că foștii, majoritatea producătorilor de tutun și-au făcut astfel de companii când au avut problemele cu accizarea, cu avertismentele, a scăzut consumul fumătorilor, a țigărilor și foarte bine s-a întâmplat și atunci și-au făcut astfel de fabrici de suplimente. Și atunci profitul și capacitatea lor de lobby este imensă, foarte mare. Da. Dar scrieți acolo că monturile nu se pot corecta cu laser. Sunt care operează cu laser? Sunt nu. Doctori care operează cu laser? Că atunci nu. M-ați liniștit. Nu. De fapt, este de neimaginat utilizarea laserului de ortopedie dintr-un motiv foarte simplu. Acela că în ortopedie lucrăm cu os, cu oase. Ori aplicarea laserului pe os nu face decât să volatilizeze, să ardă osul, ceea ce este un proces destructiv, fără utilitate și inimaginabil. Și atunci, utilizarea laserului se lucrează laserului cu bisturiu, cu bisturie dedicate, cu instrumente, e adevărat, niște cu instrumente care înseamnă chirurgie pur și simplu, chirurgie pur și clasică. Simplu, fără nu, discuție, da. Dar probabil pacienții vă întreabă dacă puteți cu laser, de fapt, nu? De ca fapt, să le fie mai ușor. Întrebarea pleacă din altă dimensiune. S-a dezvoltat în chirurgia generală, chirurgia abdominală, noțiunea de laparoscopie și în chirurgia articulară și în multe alte domenii ale medicinei. Iar populația a adoptat-o ca și chirurgie cu laser. M-a operat exact. Cu laser exact. Chiar laparoscopic. Exact. Ei bine, în ultimii 20 de ani a apărut puțin câte puțin și în chirurgia antepiciorului utilizarea chirurgiei de tip percutanat, cu incizii milimetrice, prin care să tăiem osul de dedesubt și să corectăm această poziție vicioasă a oaselor în cazul montului. Ei bine, este un proces în plină evoluție, pentru că și eu la rândul meu practic asemenea procedee, dar nu vorbesc niciodată despre ele, dintr-un motiv foarte simplu, pentru a nu crea așteptarea pacientei de a fi operată cu laser sau numai în incizii mici percutanate. Deci cu această chirurgie minim invazivă, e vorba de o chirurgie care n-are... Minim invazivă, da. N-are, da. Dar probabil nu îi se potrivește oricui. Nu se potrivește oricui, și nu se potrivește oricând. Chirurgul își dă seama în momentul exact. Când lucrează. Exact. Niciodată, nicio poză, nimic de ordin imagistic nu îi va da seama, nu va ști 100% niciodată. Ce se întâmplă niciodată. Acolo. Este o constatare intraoperatorie, indiferent cât am reușit să planificăm matematic lungimile și inclinațiile oaselor, întotdeauna în timpul operației se întâmplă altfel, pentru că organismul uman este ceva viu, ceea ce se întâmplă pe un organism viu nu poate fi aplicat pe cadavru și invers. Disecția nu înseamnă chirurgie și chirurgia nu înseamnă disecție pe cadavru. Sunt lucruri diferite, chiar dacă uneori ele seamănă, sunt complementare și aparent e același lucru, nu este deloc același lucru. Inclusiv eu practic asemenea proceduri percutanate, însă niciodată nu discut despre ele, tocmai pentru a nu crea iluzia, știu eu, oamenii invazivității totale. Este un complement de chirurgie, este un lucru pe care îl facem uneori atunci când avem nevoie. Într-adevăr, lucrurile au progresat spectaculos, inclusiv eu am publicat în premieră mondială procedee chirurgicale și care sunt la ora actuală asimilate din domeniul chirurgiei percutanate, dar aici nu aș insista să-i conving pe pacienți foarte mult, pentru că nu mi se pare corect. Trebuie să le spunem că este o chirurgie totuși bazată pe bisturiu, bazată pe oarecare minimă sângerare. Nu există noțiunea de laser în ortopedie. Deci, în literatura de specialitate, în revistă importantă, ați publicat procedee care poartă numele dumneavoastră. Nu, este impropriu spus. Nu poartă numele meu pentru că nu ăsta este obiectivul nostru. Obiectivul nostru
în general celor care încercăm să mișcăm puțin. Partea numele dumneavoastră a fost o metaforă, să știți, făcută de dumneavoastră, creată de dumneavoastră. Nici măcar patentată? Creată. Nici măcar, nu se patentează în medicină asemenea lucruri, nici măcar patentată nu poartă numele, ci este o îmbunătățire a unei idei pe care am prins-o în zbor de la un coleg chirurg pe care el nu a dus-o mai departe, am dus-o eu. Dar dumneavoastră ați făcut pasul acesta către inovație. Este l-ați publicat, pentru... există, nu? Este un pas pentru omenire. Nu e vorba de orgoliul existenței numelui meu la mijloc. Există în literatura de specialitate, evident. Domnule doctor. Ei, evident, atunci, evident. Vă place sau nu, fără orgoliu sau cu multă modestie, acest lucru este consemnat. Evident. Și cu atât mai mult lucrurile ar trebui să se îndrepte. Eu știu, lucrurile acestea, chirurgia între piciorurile, ar trebui să învețe și autoritățile. Pentru că, pentru că va prinde bine. Facem eforturi. Când se impune operația de monturi? E un subiect deosebit de delicat. De ce? Pentru că, inclusiv vă spun cu sinceritate și cu deplină modestie, am discuții cu colegii occidentali. Ei operează orice solicitare a pacientului, la orice oră, orice tip de deformație, la orice vârstă. Eu sunt un pic mai temperat și încerc, de obicei, să evit operarea deformațiilor reduse, moderate, mici, la pacientele între 20 și 40 de ani. Pentru că în această perioadă avem o evoluție categorică către agravarea montului, deplasarea osului, se face pe perioada fertilității femeii. Adică din cauza dezordinii hormonale, activității hormonale, exact, afectează, exact, agravarea sau nu, staționarea, exact, monturilor. Și atunci, din punctul meu de vedere, este un picuț, dacă vreți, de fapt, ideea finală este, am o deformație foarte severă, o operez indiferent de vârstă, evident după vârsta creșterii, după 18 ani. O deformație minoră, deja intervine o discuție destul de lungă cu pacienta, încerc să o conving să vedem ce se întâmplă în anii următori, pentru că o evoluție care este fulgerătoare. Uneori evoluează în 2-3 ani de zile spectaculos. Și atunci trebuie operat. Și atunci nu trebuie operat, trebuie așteptată să vedem care este evoluția. E chiar invers. Este chiar invers. Să vedeți ce ne spune doctorul. Este chiar invers, pentru că a opera o evoluție care nu și-a atins maturitatea înseamnă o predispoziție către continuarea deplasării osului și apariția unui grad de recidivă. Este, nu este o chirurgie preventivă, ci este o chirurgie curativă. Lucrul ăsta nu este destul precizat inclusiv la, de către cei mai mari chirurgi din lume. Pentru că este o nișă, un domeniu nou, mi-ați spus. Nu numai atunci... asta este motivul. Intervin, evident, considerente de ordin uman, de ordin pragmatic. Fiecare dintre noi dorim să operăm cât mai mult, să câștigăm cât mai mult. Ori asta ne întunecă puțin judecata obiectivă. Ori în domeniul acesta nu poate fi vorba despre obiectiv, câtă vreme suferința este în primul rând una estetică legată de încălțăminte, o componentă psihologică majoră și nu există niciun criteriu obiectiv de operabilitate. Pacienta hotărăște ea însăși când se va opera. Nu există niciun criteriu prin care să-i spui pacientei trebuie să te operezi astăzi pentru că mâine este deja târziu. Și atunci, lăsând pacientei momentul operabilității, foarte, foarte adesea pacientele au un oarecare recul, dacă vreți, o oarecare dezamăgire, pentru că eu nu le precizez, doamnă, trebuie să vă operați acum, mâine, poi mâine sau peste o lună. Le spun, ok, vă operez peste un an, 2, 3 sau 5, la latitudinea dumneavoastră. Este de datoria dumneavoastră să hotărâți momentul. Deci lăsați momentul, alegerea, atunci când se poate, când lucrurile nu, sigur, sunt foarte complicate și neplăcute pentru femeie. 95% dintre pacientele dumneavoastră sunt femei, 99%, care-i procentul? Undeva între 95% și 99%, cu amendamentul că foarte mulți dintre bărbați cu monturi le neglijează monturile. Pentru că în cazul bărbaților, componenta estetică este una ceva mai redusă. Am în jurul meu colegi, doctori, cu niște monturi impresionante. Înseamnă că își permit să le neglijeze, nu? Să spunem că da, dar fără niciun fel de suferință obiectivă și-au adaptat încălțămintea către un pantof mai larg anterior și realmente de fiecare dată când ne întâlnim și invariabil privirea mea coboară către picioarele lor, automat nu mă prinzi, nu vin să mă operez. Ok, nicio problemă. Putem să amânăm sine die până când pacientul consideră că a venit momentul operației. Știți că bărbații sunt mai fricoși decât femeile. Oh, da.
Și le înțeleg atunci reținerea de a ajunge la cuțit. Sigur. Vreau să vă întreb, domnule doctor, dacă există o formă de prevenire a monturilor? Nu. Monturile apar pentru că trebuie să apară. Sunt genetice? Nu. Nu? Nu. Există, dacă vreți, o anumită coincidență familială. Dacă mama, bunica, străbunica au avut monturi... Mai curând contează altceva. Colegul meu și marele prieten și marele meu maestru, care se numește chiar așa Michel Maestro, a publicat acum 20 de ani un studiu în care, de fapt, el cuantifica lungimea metatarsienelor oaselor de la nivelul antepiciorului și, în funcție de această lungime, alcătuia o predispoziție. Cele cu metatarsenele 2-3 mai lungi erau predispuse către apariția de hallux rigidus, către artroză. Cele cu metatarsenele 4-5 mai scurte erau predispuse către apariția de hallux valgus. E o predispoziție, este un procentaj, să zicem, predispoziție de 60%. Statistic vorbind, nu înseamnă mare lucru. Nu putem să spunem că pacienta cu degetul mare mai lung va dezvolta sau nu mont. Din punct de vedere obiectiv, avem atâția milimetri, nu există niciun criteriu de predictibilitate, dar... E o încercare de a contura. O încercare de a contura, da. O predispoziție și da. Altfel cauza genetică dispare, categoric, înțeleg? Categoric. Încălțămintea necorespunzătoare? E un mit. Pentru că din pacientele... Din pacientele mele, peste 50% dintre paciente au monturi care au apărut în copilărie. În copilărie nu purtau încălțări cu toc sau foarte strâmte, deci nu are nicio legătură încălțămintea cu toc cu apariția monturilor. Poate cu agravarea lor, poate cu conflictul între o încălțăminte strâmtă și un picior mai lat din cauza deformației, ok, o agravare anume poate exista ca urmare a unui gen de încălțăminte inadecvată, dar nu apariția monturilor. Monturile nu sunt determinate de încălțăminte. Câte monturi poate să aibă o femeie? La dumneavoastră, o pacientă a avut mai multe? 1, 2, 3, 4? Un singur mont? Unul, maxim două, pentru că e vorba despre deplasarea degetului mare. E adevărat că există deformația în oglindă de la nivelul piciorului, care se numește Taylor-Bunion sau montul croitorului. Este deplasarea metatarsianului 5. Destul de frecventă, mai puțin supărătoare ca montul în sine și nu produce complicațiile caracteristice montului. Prin urmare, foarte adesea mi se întâmplă să operez montul croitorului la paciente foarte tinere, fără niciun fel de rezervă, pentru că evoluția este mult mai rapidă, mai simplă, intervențiile fiind codificate, standardizate și fără posibilitate de eșec. Aici este o chirurgie cu rată de succes 100%. Aici nu sunt probleme. Nu sunt probleme. Înțeleg. Dar femeile care au monturi, trebuie să aibă grijă și, mă rog, trebuie să-și amâne operația, există recomandarea aceasta medicală. Adică pot să facă sport, pot să se cațere, pot să stea mult în picioare. Există vreo contraindicație? Teoretic pot face cam ce doresc ele, însă sunt anumite activități care, într-adevăr, agravează evoluția, cum ar fi dansul, baletul, gimnastica, cum ați spus, ascensiunea montană, cățărarea, joggingul, atletismul. Într-adevăr, am observat că practicarea acestor activități sportive agravează evoluția către, știu eu, stadiile mai complicate, însă nu există studii în acest domeniu, sunt doar observațiile dumneavoastră clinice, care sunt foarte importante până la urmă, pentru că care este fluxul dumneavoastră de pacienți anual? De pacientă. Undeva între 1000 și 2000 de paciente nou văzute pe an. Deci aveți deja o experiență clinică semnificativă. Semnificativă. Sunt cazuri rare, în anumite afecțiuni rare, pe care un ortoped are șansa să le vadă sau nu odată în timpul vieții. Ei bine, mie mi se întâmplă aceste afecțiuni să le văd de 10, 20, 30 de ori pe an. Inerent pentru că mă ocup numai de așa ceva. Vă mulțumesc mult pentru prezența în platou. Cu mare drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez o seară excelentă.